O delegație din orașul Ivano-Frankivsk, Republica Ucraina, a poposit astăzi la Palatul Copiilor din Baia Mare. Este vorba de reprezentanții unui centru de pregătire a elevilor din această localitate, similar ca profil cu a Palatului Copiilor din municipiul nostru. Numărul mare de proiecte care l-am avut încă din 2007 cu Ucraina, în care au fost implicate atât inspectoratul școlar, primăria, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Maramureș, școala Coșbuc Sighetul Marmației și alte instituții, creează premisele continuării acestui lucru cu aceste programe care urmează, care sunt în derulare și vor continua. Pas razum is metodistom нашого центру, саме профіль художньо-естетичного спрямування. Am venit la dumneavoastră în vizită împreună cu metodiștii care se ocupe de probleme creative și de artă. І разом з нами завітав інспектор із нашого департаменту управління освіти та науки Ігор. Și împreună am convenit să fie prezent la în această componență delegație și inspectorul departamentului din care facem parte. Ми є центром більше художньо-естетичного спрямування, а в місті Івано-Франківську є 12 позашкільних навчальних закладів. Sigur, noi suntem un centru care este grefat pe problemele de cultura estetică, dar mai avem 12 unități colaterale care au și alte profile. В Франківську навчається 27 тисяч діточок в загальноосвітніх школах. Більше 10 тисяч дітей навчаються в профтехосвітніх закладах. Deci, la noi, în cadrul centrului regional, sunt cuprinși 27.000 de copii. Ірина Володимирівна сказала, що є 12 позашкільних закладів, в яких навчається понад 12 тисяч дітей. Sigur că, așa cum a spus directoarea, în cadrul centrului învață 12.000 de copii. Astăzi, între cele două părți, a fost semnată o convenție de colaborare pentru anul viitor. Directorul Palatului Copiilor Baia Mare a spus cu această ocazie că s-a decis ca cei din Ucraina să fie invitați să participe la activitățile care sunt organizate la structura educativă din Baia Mare.